Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară discutăm despre o instituție de forță, spun eu, adică despre instituția prefectului județului Gorj, care a devenit astfel în ultima perioadă, asta deoarece avem un prefect nou de la USR, o funcție asumată politic de această dată și o echipă de subprefecți care fac echipă cu adevărat și accentuez acest lucru, deoarece sunt de altă culoare politică, de la PNL. Instituția prefectului sau prefectura Gorj începe să se miște foarte bine în ultima perioadă. Pentru unii este deranjant, pentru alții este de aplaudat. Eu sunt în categoria celor care îmi place ceea ce se întâmplă și de aceea am chemat aici alături de mine pe unul dintre subprefecții din echipa domnului Cornel Răducan Morega pentru a discuta ultimele subiecte din piață. Sunt foarte multe lucruri la care instituția prefectului a percutat așa cum trebuie, zic eu. Alături de mine se află domnul subprefect al județului Gorj, Virgil Drăgușin. Bună seara, domnule subprefect! Bună seara, doamna Ana Maria Stoica! Bună seara, telespectatorilor dumneavoastră! Bine v-am regăsit! Domnule subprefect, așa cum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, v-am invitat aici pentru că instituția prefectului, echipa din care dumneavoastră faceți parte, s-a implicat într-o serie de probleme care au apărut la nivelul județului Gorj, destul de importante pentru comunitate. Eu zic că a făcut bine, chiar dacă aveți un corp al prefectului, un corp de control care este format doar dintr-o singură persoană. Sunt convinsă că tot ceea ce s-a făcut s-a discutat în echipa de la conducerea prefectului și v-ați asumat cu bune și rele ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat în urma acestor controle. Da, în primul rând vreau să subliniez faptul că odată instalată noua echipă sau cu venirea celorlalți doi colegi a prefectului județului, a prefectului județului Gorj și a celuilalt coleg, a domnului Marcel Iacobescu, ori în fiecare zi discutăm problemele principale pe care sunt pe agenda de lucru a județului Gorj, stabilim modul de acțiune pentru fiecare dintre acestea, modul de reacție pentru fiecare dintre acestea și în mod evident acolo unde sunt lucruri sensibile, lucruri care trebuie pe de o parte îndreptate, iar pe de altă parte aduse la cunoștința opiniei publice, nu avem nicio reținere în a trimite corpul de control. E adevărat, așa cum a subliniat dumneavoastră, este format într-adevăr, conform organigram instituției, dintr-un singur om, dar niciodată acesta nu își merge singur, el este dublat, sprijinit, dacă vreți, de alți colaboratori din cadrul serviciilor suport al instituției prefectului, astfel încât tot ceea ce aduce la cunoștința conducerii instituției prefectului să fie un material obiectiv, corect și fără interpretări personale. Ați avut tensiuni din partea celor care au fost deja controlați, vorbim de niște deconcentrate care au fost deja verificate, iar lucrurile depistate nu au fost întocmai pozitive pentru dânsii. În mod evident, cei controlați sunt găsite neajunsuri, lipsa unui management corespunzător reacționează. Dar asta nu înseamnă că instituția prefectului va ceda, așa cum ați văzut prefectul județului Gorj, Cornelul Răducan Morega este un tip extrem de activ și care nu lasă loc de interpretare și nu dă semne de îndoială în fața acestor lucruri, acolo unde este cazul, cerând demisia celor care sunt responsabili de un management defectuos. Este adevărat că prefectul se ocupă sau prefectura se ocupă de legalitate și ne referim la hotărârile de Consiliul Local, pornind de la toate primăriile din județ și nu numai. Dar acest aspect de control, de verificare, parcă a fost cumva lăsat așa, mai moale. A fost lăsat pentru că foștii prefecti n-au putut să-și asume politic această funcție și s-ar fi interpretat sau este mai ușor acum? Contează foarte mult persoana. N-aș putea spune că au lăsat foștii prefecti sau... Dar lucrurile sunt tratate diferit de la o etapă la alta. Fiecare dintre cei care au condus sau conduc instituția au propria viziune, propriul mod de a reacționa. În actuala echipă așa s-a considerat că este normal să procedăm și așa este normal să se procedeze de fiecare dată. Acolo unde sunt sesizate neconcordanțe, lucruri care nu se mișcă așa cum ar trebui, unde există suspiciuni, lucrurile să fie corectate și să fie îndreptate pentru viitor.
Îmi place că instituția prefectului se autosesizează și aș vrea, sau chiar, cel puțin mi-aș dori ca și instituția prefectului să se autosesizeze într-o speță pe care vă voi prezenta-o și în această seară. A apărut deja în mass media locală, a făcut ceva valuri. Este vorba despre situația de la Bumbești-Jiu. Avem și niște imagini, chiar și niște filmulețe pe care o să rog regia să ne ajute cu ele să le prezentăm publicului. Eu am fost deja acolo la Bumbești-Jiu. O parte dintre locuitorii din zona respectivă este vorba despre locuitorii din Bumbești-Jiu poziționați pe partea dreaptă a străzii, a drumului principal spre Petroșani, zona spre pădure, să zicem așa, au ridicat o problemă. Faptul că în zona respectivă s-a tăiat pădurea, spun ei, acolo cei de la autoritatea locală sau cei de la obște spun că este vorba despre un crâng, oamenii au considerat că este o pădure, s-a tăiat masiv în rast, este vorba despre salcâm, spuneau dânsii, dar oamenii spun că este vorba și de o altă alți arbori de altă esență. Alte specii, da? Nu mă pricep, așa că deși am fost acolo, n-am știut să identific eu personal despre ce arbori este vorba. Am încercat, în schimb, să vorbesc cu cetățenii și nu numai, și cu cei arătați cu degetul de comunitate. Avem deja fotografii pe ecran. Este vorba, ziceau ei, zona șarpelui sau ceva de genul. Este și un filmuleț. S-a tăiat masiv, e un deal în care pur și simplu ce a fost făcută de o defrișare, defrișare în rast. Acum cei de acolo de la Ocol spun că defrișarea era normală pentru că arborii erau bătrâni, că aveau peste 40 de ani, dar imaginea pe care am văzut-o și eu este deplorabilă, mă duce cu gândul spre imaginile pe care le-am văzut și pe alte posturi de televiziune a colegilor de presă din presa centrală, care au sesizat tot timpul că aurul verde se taie masiv. Da, soi, că mi-a ridicat o minge la fileu. Dacă cei de la Ocolul Silvic de acolo spun că totul a fost legat și s-au motivat prin vârsta arborilor care se aflau pe acel deal, ne aflăm în luna pădurilor. Ocolul Silvic poate, din acest moment, să treacă la plantat de alți arboști în zonă, alți arbori, astfel încât să refacă zona forestieră. Da, să știți că am luat de această informație de ce s-a întâmplat în zona Bumbești-Jiu. Astăzi, în ședința de colegiu prefectoral, care de o bună perioadă de timp, datorită situației pandemice, se desfășoară în sistem online, am cerut personal gărzii forestiere, direcții silvice și Inspectoratul Județean de Poliție să ne informeze asupra situației de la Bumbești-Jiu, asupra defrișerii de acolo, să ne facă un material informativ către instituția prefectului și, sigur, în funcție de informațiile pe care ni le vom furniza, ni le vor furniza aceste instituții responsabile. Corect. Vom proceda în continuare la, vom lua o decizie în consecință de a trimite la verificare corpul de control sau de a asiza alte organe în funcție de informațiile pe care vor fi furnizate de instituțiile abilitate. Îmi place ce aud. Astăzi colegii din presă au sesizat același lucru pe grupurile de WhatsApp, cel puțin de la poliție, și am înțeles că s-a sesizat și la garda forestieră. Cei de acolo au spus că vor trimite o persoană. Nu știam că a intervenit deja și prefectura în această speță. Important este ca oamenii să aibă siguranța că autoritățile statului nu lasă lucrurile așa, cel puțin verifică. Dacă este de sancționat, sancționează. Dacă nu, măcar verifică. Și în mod evident, și dacă lucrurile s-au întâmplat legal și au fost corecte, sigur trebuie adus la cunoștința opiniei publice motivul pentru care s-a făcut acest lucru și cadrul de legalitate sub care s-a desfășurat această acțiune. Corect. Oamenii spuneau că în această zonă, uitați, vedeți fotografiile pe ecran, în această zonă comunitatea mergea, era un fel de, nu știu, zonă de agrement, să zicem, chiar dacă aparținea Ocolului Silvic, chiar dacă avea o barieră, cetățenii intrau, probabil puteau să-și, să stea împreună cu familia. Imaginele sunt dezolante și fiecare își pune întrebarea când se va reface, când vom avea din nou acea perdea forestieră, pentru că vedem, schimbările climatice sunt din ce în ce mai puternice. Unul dintre factorii care acționează esențial, fundamental asupra acestor schimbări climatice sunt tocmai defrișerile masive de masă lemnoasă. Corect, și plus de asta vreau să accentuez că la nici 200 de metri de această zonă pe care am fotografiat-o și filmat-o, se află locuințe civile, este o zonă
destul de populată și cu case destul de frumoase, în care oamenii, cel puțin, se tem de aceste schimbări climatice și se gândesc dacă vine o ploaie sau dacă vine ceva. S-ar putea să avem o surpriză că într-un an, doi, dacă nu se reface vegetația în zona respectivă, să auzim de o alunecare de teren, de alte pagube pricinuite de tocmai de această defrișare. Exact. Important este că instituția prefectului s-a autosesizat, că ați discutat deja cu instituțiile abilitate să verifice, nu știu dacă este și competența gărzii de mediu aici, dar este important că Garda Forestieră... În primul rând, Garda Forestieră, Direcția Silvică și Inspectoratul Județean de Poliție vor trebui să prezinte sunt un... Sunt cei care iau măsuri. Ați mai avut astfel de sesizări ca cele de la Bumbești? Știu că a fost o perioadă, cel puțin acea de carantină, în care toată lumea stătea în casă, când toată lumea avea senzația că în spatele ușilor închise, oamenilor obligați să stea în locuințe, se taie masiv pădurile din Gorj. Da, sigur, la nivelul instituției prefectului am ținut o permanentă legătură cu instituția responsabilă, în primul rând Garda Forestieră, pentru a supune controlul tot ceea ce se defrișează, tot ceea ce se exploatează, masă lemnoasă, pentru că, așa cum probabil și dumneavoastră ați informat opinia publică, din luna ianuarie s-a început acel program de supraveghere al transportului de masă lemnoasă, SUMAL 2, pe care Garda Forestieră permanent trebuie să-l aibă în atenție, pe care orice care dintre cetățeni pot sesiza organele abilitate astfel încât să identificăm pe cei care exploatează ilegal masa lemnoasă. Cu siguranță. Vă mulțumesc foarte mult. O să schimbăm subiectul. Am prezentat acest lucru cetățenilor. Eu sunt foarte mulțumită de faptul că autoritățile noastre nu stau cu mâinile în sân, ci iau cu adevărat măsuri. Vreau să vă mai duc spre o situație. Avem o criză a gunoiului, deși am avut o criză COVID. Lucrurile, din punctul meu de vedere, s-au liniștit, chiar dacă nu sunt locuri în ATI și situația ne-a afectat pe toți. Parcă am uitat de COVID în momentul în care ne întrebăm ce ne facem cu gunoaiele. Instituția prefectului s-a implicat foarte mult și pe acest aspect. A fost destul de tranșant domnul prefect, chiar dacă unii spuneau că n-ar fi trebuit să fie așa și că ar fi trebuit să fie mult mai maleabil la situația de la Polaris. Domnul prefect s-a poziționat de partea cetățenilor din Slobozia și nu numai, a celor care sunt afectați de mirosul care vine dinspre depozitul ecologic al Polaris. Cum vedeți situația? Și-a pus domnul prefect și chiar dumneavoastră, echipa, toți primarii în cap în această criză a gunoiului. Dar cum o vedeți rezolvată și ce s-a făcut până în momentul de față? Va trebui să lămurim foarte tranșant și pe ceea ce prevede legea și în această situație. În primul rând, instituția prefectului nu putea rămâne indiferentă la sesizările cetățenilor din zonă, numeroasele sesizări făcute de către cetățenii din zonă, de presă, de disconfortul general creat nu numai în zona respectivă. De multe ori resimțeam acest aspect chiar în centrul municipiului sau în zonele adiacente acelei gropi, așa zise, ecologice de gunoi. Instituția prefectului, în primul rând, a acționat prin instituțiile abilitate, respectiv Garda de Mediu și Agenția de Protecție a Mediului, oarecum cu Serviciul de Gospodărire a Apelor, pentru a verifica dacă la acea groapă de gunoi operatorul respectiv îndeplinește, respectă condițiile de mediu, condiții pentru care și-a obținut autorizația de funcționare. În ceea ce privește măsurile ulterior luate și dispuse de autoritățile competente, nu a fost sau nu este problema instituției prefectului. Garda de mediu a dispus anumite măsuri care trebuiau îndeplinite într-un termen așa cum prevede legea, neîndeplinisem în acea perioadă după acțiune în instanță, Agenția de Protecție a Mediului în consecință nu avea altă soluție decât să suspende autorizația de funcționare pe perioada de 6 luni pentru intrarea în legalitate, mai corect, precis pentru realizarea acelei investiții pe care operatorul de la groapa de gunoi nu a făcut-o și pe care o avea în sarcina sa de-a lungul timpului să o rezolve, investiție care probabil ar reduce dispersia în atmosfera miroselor respective. Din acest moment, sigur, există anumite declarații, anumite presiuni asupra instituției prefectului pentru că ar trebui să intervină în
redarea, dacă vreți, a autorizației de funcționare pentru acea groapă de gunoi. Nu este prin, competența. Prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență nu poate interveni. La groapa de gunoi este un operator economic. Cei care colectează deșeurile din localitățile județului Gorj, din municipiul Târgu Jiu și din celelalte localități, sunt alți operatori economici care, la rândul lor, au încheiate contracte cu autoritățile publice locale sau prin acel ADIS. Fie au încheiate contracte direct cu cetățenii și, la rândul lor, pentru a depune deșeurile menajere sau în acea groapă de gunoi, probabil au încheiat un contract cu cel care operează acea groapă de gunoi. Deci sunt niște contracte comerciale încheiate între autoritățile publice locale și operatorii de salubritate. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu s-ar impune necesitatea convocării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, întrucât în Ordonanța 70/2020, articol 72 aliniatul 2, se spune foarte clar că pe perioada situațiilor de urgență sau stării de alertă, stare de alertă în care ne aflăm acum, generată de legea 55/2020, operatorii de salubritate, operatorii de apă, operatorii de electricitate, de gaze, au obligația să-și continue serviciile neîntrerupt. Deci este obligativitatea operatorilor de salubritate din fiecare localitate să-și continue activitatea. Sigur, este vorba de anumite relații contractuale pe care dumnealor trebuie să le identifice, trebuie să găsească soluții acolo unde trebuie să-și ducă deșeurile, resturile menajere, astfel încât să nu genereze probleme în localității respective și, pe de altă parte, să-și onoreze contractul față de autoritățile locale, pentru că ei au încheiat niște contracte cu autoritățile locale în care, în baza legii 101/2006, legii salubrității, le-au fost concesionate aceste servicii. Se discută foarte mult că Consiliul Județean a venit cu o soluție pentru de criză, să zicem așa, pentru această perioadă în care depozitul este închis, iar gunoiul menajer trebuie colectat într-un fel sau altul de operatorii respectivi. Am înțeles că în anumite localități s-au făcut anumite platforme temporare de depozitare a gunoiului, dar acestea nu vor face față decât pentru o perioadă foarte scurtă, unde se poate face o depozitare temporară, o sortare a pe categoria deșeurilor, dar ele, în mod evident, trebuiesc apoi transportate într-o groapă ecologică. Serviciul de salubritate, din câte cunosc, al Consiliului Județean, a identificat o posibilitate în județul Mehedinți de a fi dus acolo. La Severin. Acum, sigur, dar asta implică niște costuri ridicate pe care trebuie să le suporte autoritățile locale. Dar autoritățile locale nu au temei legal de a suporta o creștere de costuri în momentul de față. Operatorii de salubritate din fiecare zonă probabil de-a lungul timpului au realizat profit, încasând bani de la populație pentru aceste servicii. Probabil că, în contrapartidă, în această perioadă pot suporta anumite costuri suplimentare. E foarte interesantă ideea dumneavoastră, asta n-a spus-o nimeni, că ar putea operatorii să suporte ei anumite costuri, costuri suplimentare pentru a-și onora contractele. Pentru că, pe de o parte, legea îi obligă să-și continue, v-am spus, Ordonanța 70 îi obligă să-și continue activitatea. Pe de altă parte, rezilind contractele cu diverse autorități publice locale, invocând costurile ridicate, ce vor face cu societatea respectivă? Corect. Deci, dumneavoastră veniți cu o idee diferită de ceea ce am auzit eu. În ultimele zile am discutat foarte mult aici despre această criză a gunoiului din județul Gorj. Cei care au venit în emisiune au venit cu alte sugestii, inclusiv spre instituția prefectului, aceea de a le permite autorităților locale să completeze din bugetele proprii diferența de cost pentru localitățile lor și să garanteze prefectul că măsura este una legală, iar în cazul în care vine curtea de conturi să fie acoperiți. Sigur, se pot arunca pe piață diverse variante. Să vă spun ceva, autoritățile publice locale în acest moment nu au bugete. Așa este. Nu este bugetul încă aprobat la nivelul județului Gorj. Din ce capitol? De unde să ducă aceste costuri, aceste cheltuieli către... Pe de altă parte, ar fi fiecare autoritate publică locală a subvenționa un operator privat. Nu cumva ar genera anumite elemente de concurență neloială, de sprijin. Deci, uite, este un alt trebuie gândită la toate aspectele. Nu, poate fi privită lucrurile nu pot fi situația duse așa foarte ușor instituția prefectului. Instituția prefectului, sigur, a
dacă vreți să... A pus la aceeași masă, în primul rând, masă, în primul rând, pe toți cei implicați în această poveste. Autoritățile de control, operatorul economic, cerându-le fiecare dintre aceștia să-și facă treaba, astfel încât să nu mai genereze disconfort, să nu creeze, să-și ducă la îndeplinire acel contract pe care l-au încheiat la un moment dat cu autoritatea publică locală, în sensul că vor realiza o groapă ecologică, că vor respecta normele de mediu și tot ce înseamnă din contractul pe care, în urma căruia ei încasează bani. Deci spuneți că instituția prefectului în niciun caz nu poate să intervină la a asigura autoritățile că dacă intră cu mâna în bugetul local, vor fi, adică îndeplinesc partea asta de legalitate care este competența. În mod evident, instituția prefectului nu poate da în prealabil un aviz de legalitate unei hotărâri de Consiliu Local, indiferent care ar fi autoritatea locală respectivă, instituția prefectului, conform codului administrativ, realizează controlul ulterior de legalitate al actului administrative emise de autoritățile locale. Deci nu înainte de darea acestor acte administrative sau hotărâri de Consiliu Local. Este exclus ca cineva din instituția prefectului să-și asume asemenea responsabilitate, pentru că nu are temei legal. Cum credeți, personal vă întreb, nu în calitate de subprefect, cum credeți că se va rezolva această criză a deșeurilor? Așteptăm o hotărâre judecătorească pe data de 2 aprilie, pentru că Polaris a contestat în instanță măsura gărzii de mediu. În momentul în care societatea va câștiga, lucrurile vor reveni la normal. În momentul în care societatea va pierde, lucrurile se acutizează, începe să curgă acest termen de 6 luni de zile în care depozitul va fi închis, trebuie să se conformeze la normele de mediu, iar noi investiția. Să ducem deșeurile probabil la Severin. Cu multă înțelepciune, cu mult raționament din partea tuturor actorilor implicați în această ecuație, iar agenții economici, operatorii de salubritate, să realizeze că aceste autorități publice locale sunt cele care le-au sprijinit până acum prin costurile suportate și că la rândul lor vine să întoarcă o mână de ajutor autorităților publice locale, astfel încât cetățenii să nu suporte prețuri ridicate. Este o opțiune, vom vedea ce se va întâmpla. Suntem într-o situație dificilă și pe criza pandemică și din acest motiv al unei crize locale a deșeurilor, cred că este un moment să dăm dovadă de solidaritate și sistemul public și cel privat. Cu siguranță. Am văzut că instituția prefectului s-a implicat și în problema deșeurilor de la Bălești. Este o altă criză care apare aici lângă municipiul Târgu Jiu. Mai avem un reciclator, se pare, de data aceasta, care are un depozit acolo. Cetățenii sunt nemulțumiți. Firma funcționează între locuințe, lângă un bloc de locuințe, la mică distanță de case. Autoritățile locale iau în calcul să relocheze această societate, deși și-a cumpărat recent vreo 14 hectare de teren în zonă. Mi-e greu să cred că se va întâmpla cu ușurință acest lucru. Și mai vorbim de Pârâu Iaz, care a fost și el aspru poluat, tot de la depozitul de deșeuri al municipiului Târgu Jiu. Deci avem o situație, să zicem, o criză în lanț, dacă pot spune așa. Da. Târgu Jiu, Bălești, cine știe, am înțeles, astăzi am văzut că domnul deputat USR, Radu Miruță, a ridicat și problema de la Dănești cu fosta, cu firma care a preluat Avicola. Da. Și nici această situație de la Bălești nu a scăpat cel puțin interesului prefectului județului Gorj. Vă informez că s-a deplasat la fața locului de câteva ori, va mai face deplasări. Cu siguranță vom avea o discuție foarte aplicată și asupra acestei situații. Întrebarea pe care o adresez direct la postul noastră de televiziune este: instituțiile abilitate care au dat autorizațiile de funcționare și începând de la autoritatea publică locală până la cele responsabile de mediu, nu au observat situația în momentul în care au acordat aceste avize de funcționare în acel loc? Ne-am întrebat și noi. Este o întrebare pe care cei responsabili va trebui să răspundă în perioada imediat următoare. În concluzie, doleanțele cetățenilor de acolo și nemulțumirile sunt de bun augur. Oamenii au dreptate să-și facă probleme. Garda de mediu, este adevărat, a intervenit, a amendat de câteva ori această societate, dar lucrurile, adică, cum să spun, lucrurile nu sunt sub control, pentru că dincolo de ușile închise nu știi ce se întâmplă. Știți, doamna Stoica, vedeam pe posturile naționale de televiziune referitor la nerespectarea condițiilor impuse de criza sanitară în București, că sunt localuri care funcționează. Și la un moment dat,
un alt responsabil, mă refer la prefectul București, spunea că nu interesează, că consumația de la o masă acoperă amenda. Probabil că aceste sancțiuni care trebuie date celor care nu respectă anumite lucruri, condiții de mediu, condiții de criză sanitară, trebuie înăsprite. Pentru că nu putem merge la infinit cu sancțiuni pe care dumnealor oricum le contestă, le duc prin instanțe, iar cetățenii se suferă în continuare. Pentru că nimeni nu va da timpul înapoi celor care au avut de suferit de pe urma neglijenței unor instituții sau abuzului făcut către o societate. Așa este. Să sperăm că lucrurile vor fi oarecum reglementate și la acest capitol. Acum că tot s-a întâmplat situația de la groapa de gunoi, să zic așa, de la depozitul ecologic de la Târgu Jiu, cu siguranță se va rezolva și această situație, într-un fel sau altul. Am înțeles că autoritatea locală a schimbat oarecum acazul, a trecut de partea cetățenilor, greșelile în schimb sunt făcute. Vom vedea cum se rezolvă. Cert este că și dumneavoastră ca instituție și noi ca jurnaliști suntem cu ochii pe ceea ce se întâmplă acolo, pentru că vorbim de sănătatea oamenilor și nu ne putem juca cu acest lucru. Vreau să vă duc spre un alt subiect. Am pregătit așa mai multe în care s-a implicat instituția prefectului. Una dintre cele mai importante, zic eu, a fost cea de la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. Aici prefectura a fost destul de tranșantă, s-a trimis de către domnul prefect corpul de control. Am înțeles că nu a fost primit domnul din corpul de control prea bine de cei de la ambulanță, probabil și știau ce se află dincolo de ușile închise. Cert este că raportul de control nu a fost unul favorabil instituției, s-a lăsat cu o demisie, nu cu cea așteptată de domnul prefect. Nu cu cea solicitată, sigur. Sau decât cu cea solicitată. Credeți că lucrurile se vor opri aici și ce considerați că trebuie făcut în continuare? Da, deci, într-adevăr, așa cum au relatat colegii din echipa de control, pentru că alături de funcționarul din corpul de control a mai fost un alt salariat, au relatat faptul că au fost primiți cu oarecare ostilitate și răceală. Sigur, nimeni nu se bucură când vine controlul, dar este normal. Lucrurile trebuie delimitate, nu neapărat un control vine să facă rău, vine poate să scoată la iveală și lucrurile bune dacă le ai. Era o situație critică, o situație de criză, o situație invocată pe diverse canale de informații. Corect, și era vorba de viața unui om. Venită după o tragedie, lucrurile sesizate, dacă ar fi continuat, puteau produce alte tragedii. Și sigur, am fost obligați să dispunem această măsură de control, de identificare a punctelor slabe existente acolo. Raportul a fost prezentat prefectului județului Gorj, prefectul și l-a însușit, de altfel l-a prezentat public, a solicitat public demisia managerului de la serviciul de ambulanță. Nu știu dacă s-ar fi rezolvat problema, dar este un aspect. Și în consecință, sigur, nu s-a oprit aici, acest material, acest raport a fost comunicat Ministerului Sănătății, astfel încât să dispună măsurile în consecință. Este apanajul instituției prefectului de a sesiza autorități de genul parchet, poliție? Sigur, în momentul în care orice organ de control, indiferent de unde vine, în momentul în care constată anumite fapte pe care le consideră că ar fi de natură infracțională, prima obligație a organului de control este de a sesiza organele de cercetare penală, pentru că ele au abilitatea, au atributul de a stabili gradul de infracționalitate în acea situație. Dar, sigur, pe calea administrativă, instituția prefectului, prefectul județului Gorj a înaintat acest material cu propunere de rigoare către Ministerul Sănătății. Vom vedea ce se va întâmpla de acolo. Eu mă aștept ca și Ministrul Sănătății să trimită măcar corpul de control aici la serviciul de ambulanță pentru a întări sau pentru a completa raportul de control făcut deja de instituția prefectului. Eu vă spun că deja s-au întâmplat lucruri în piață. Vedeți aici o fotografie pe ecran. Este postată de unul dintre salariații de la ambulanță. Aceasta este cea în care ambulanțele au început să fie verificate, deci s-au băgat în serviciu fiecare de la firma de la care a venit, în funcție de marca mașinii. Acestea sunt fotografiile cu aparatura de pe ambulanța care a stârnit toată nebunia și tot controlul de la Serviciul Județean de Ambulanță. Fotografii care au fost postate de colegii mei din presă, în speță de Claudiu Matei.
Avem, așa cum vă spuneam, ambulanțe băgate în serviciu, deci controlul n-a fost degeaba, lucrurile au început să se miște și avem aparatura de pe aceste salvări, de pe aceste ambulanțe, uitați în această fotografie, care este verificată și fotografiile aparțin chiar salariaților de la Serviciul Județean de Ambulanță, semn că, într-adevăr, s-a întâmplat ceva. Sigur, dacă din vari motive, de lipsă de timp, de resurse financiare, până la incompetență, nu am reușit să luăm anumite măsuri la un moment dat și au dus la anumite pierderi, unele regretabile, cel puțin acest lucru să nu mai genereze și alte pierderi. Deci, așa este. Este bine că s-a întâmplat acest lucru. Eu vă spun că dumneavoastră ați lucrat și cu fosta echipă de la prefectură, cu fostul prefect Pistol. După decesul domnului Dobrin, se vehicula, chiar eu am aflat această informație, că domnul Dobrin a fost afectat de coronavirus și pentru faptul că domnul Pistol bătea cu pumnul masă și trimitea echipe de control mixte să verifice rânca, să verifice spitalele, să verifice alte lucruri. Știți, aveți idee, s-a întâmplat acest lucru? Adică exista o presiune venită de undeva de sus care obliga prefectura să trimită echipe de control în județ? Nu a bătut nimeni cu pumnul masă niciodată. Aceste acțiuni de control Care trebuie făcute și care sunt impuse de actele normative și care trebuie să convingă oamenii, dacă vrei, să respecte normele de siguranță sanitară, sunt începute de anul trecut, din luna martie. După cum știți, județul Gorj ne-a confruntat cu primul caz în 26 februarie 2020, o perioadă în care niciunul dintre noi nu aveam expertiză, nu aveam experiența în gestionarea unei asemenea situații. Ce am depășit-o? Să știți că am depășit-o cu Brio. L-am avut prefect pe domnul Rujan atunci. Împreună cu Cristi Rujan, care era prefect la vremea respectivă, împreună cu multe alte instituții ale statului și care au mers în control, pentru că nu numai Direcția de Sănătate Publică a mers în control. Acțiuni de control au făcut poliția, au făcut jandarmeria. Expuși la aceste posibile îmbolnăviri au fost în permanență colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care au transportat bolnavi de COVID. Chiar cei de la ambulanță, să fim serioși, chiar cei adică de la ambulanță. Să dăm cezarului deci, cea cezarului. Nu a bătut nimeni cu pumnul masă. În funcție de situația concretă, din fiecare moment, am solicitat tuturor instituțiilor cu atribuții de control pe palierurilor de activitate și de competență să-și desfășoare acțiunile. Nu le-a solicitat cineva în mod explicit, faceți numai voi control acolo. Vă dau situația Rânca. În Rânca am avut parte în luna ianuarie de o perioadă extrem de aglomerată acolo, sigur generată și din cantitatea de zăpadă care a fost mai generoasă în această iarnă la Rânca și de numărul masiv de turiști din afluența foarte, foarte mare de turiști care au venit acolo, de aglomerația generată și au fost câteva weekenduri consecutive în care și prefectul județului Gorj de la vremea respectivă și subsemnatul și subprefectul împreună cu poliție, cu jandar, cu toate instituțiile cu atribuții de control am mers în weekend în Drânca. Gradul de expunere a fost pentru toți, nu este generat pentru că a fost trimis de către prefect. Sigur, este o întâmplare... Până la urmă și prefectul s-a îmbolnăvit, exact. Dacă e să o luăm așa. A fost o întâmplare nefericită. Un lucru care a dus la o tragedie. Dar de aici de a-l transfera spre faptul că cineva l-a trimis dând cu pumnul, asta nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Și, sigur, mi-aș permite să fac o glumă. Domnul Pistol, cât a fost prefectul județului, nu a fost un tip care să se manifeste extrem de dur. Totdeauna lucrurile pe care... sau dispozițiile pe care le-a dat în cadrul legal cu un program pe baza, un program întocmit de către instituție cu atribuții în domeniu, fără a uza de o anumită forță, de voce, de o atitudine dură. Nu este cazul. Nu. Domnule subprefect, spuneați că ați fost și la dumneavoastră, la rândul dumneavoastră expus. V-a fost teamă? Ați avut contact? Ați avut probleme? Ați fost izolat în perioada asta? Mulțumesc lui Dumnezeu! Personal nu am resimțit. Izolat am fost atunci când unul dintre salariații instituției prefectului a fost confirmat pozitiv și, sigur, în mod normal, la vremea respectivă, în baza anchetei epidemiologice, a trebuit să privesc 12 zile orașul doar pe geam. Nu este cumplit. Simplu. Nu este cumplit. Simplu. Dar, sigur, astea sunt măsurile pe care trebuie să le suportăm pentru a stopa multiplicarea acestui virus nenorocit. Sigur, teamă ca oricărea ne este. Avem familie, avem
copii. Copiii sunt greu de ținut în casă, greu de și, explicat să avem grijă să respectăm toate măsurile de siguranță sanitară pe care specialiștii le spun, pentru că chiar dacă în diverse momente le sunt prezentate de decidenți politici, aceste măsuri sunt izvorâte din ceea ce decid specialiștii în materie sanitară, în epidemiologie. Și ele trebuie respectate. Mă bucur faptul că văd pe stradă, în oraș, oameni care dau dovadă de un grad de conformare extrem de ridicat. În același timp sunt trist când văd aglomerațiile create în supermarketuri, când văd aglomerațiile create în zona Rânca, și că sunt aglomerații, poate n-ar fi o problemă. Dar când vezi că nu le poartă mască, că stau în grupuri apropiate, că din diverse relatări din media vedem că se țin diverse evenimente, petreceri cu număr ridicat de persoane, probabil că au fost momente în care mulți dintre noi eram neîncrezători în existența acestui virus, dar pe măsură ce am evoluat în timp, ne-au ajuns la urechi cazuri de persoane afectate, apropiate, cunoscute, prieteni cărora li s-a întâmplat sau, Doamne ferește, și mai rău, familia care au suferit tragedii, începem să ne punem întrebarea și să conștientizăm de pericolul pe care îl generează acest virus. Aș vrea eu să vă completez cu ceva. L-am avut invitat aici pe domnul Ion Călinoiu, fostul președinte al Consiliului Județean, și îmi povestea un lucru pe care eu l-am uitat. Cu siguranță foarte multă lume a uitat. Apropo de cazul Dobrin, cu ani în urmă s-a întâmplat un caz aproape similar, cel al fostului director de la Doina Gorjului, care a fost transportat cu o ambulanță, tot a Serviciului Județean de Ambulanță, tot până la Vâlcea. S-a stricat ceva de pe acea ambulanță, nu mai rețineam dacă s-a stricat ceva de la mașină sau ceva de la aparatura de pe ambulanță. Cert este că în Vâlcea, mașina cu care a fost transportat dânsul la spital, n-a murit acolo, este adevărat, a fost schimbată. Deci ca un făcut, parcă s-a reluat povestea filmul, de atunci, da? Filmul a fost schimbat, a fost urcat într-o altă ambulanță și a ajuns la destinație, a murit acolo la spitalul la care a ajuns, dar zic ca situație. Apoi am mai auzit și pe domnul consilier județean Grivei, că a pățit o situație similară, am rămas uimită, pentru că oamenii nu spun lucrurile astea, cred că lor li se întâmplă doar și atât. Dar uite, dacă le pui cap la cap, zici ce e asta, ghinion? Aceste lucruri se repetă. Din păcate, sunt oameni care lucrează în diverse servicii publice care lucrează direct cu oamenii. Cred că acești oameni de acolo ar trebui să dea dovadă de mult mai multă responsabilitate și empatie. Să se gândească că în locul acelui pacient poate fi tatălui, fiului, soția lui. Așa cum gândesc cei care își așteaptă rudele pe holurile spitalului sau undeva, gândindu-se cu groază, pentru că există o groază de a te duce la spital. Deci nu știu de ce, dar există. Temerea este, pentru că, sigur, de un an de zile, de un an și o lună aproape, viața tuturor a fost schimbată, a fost bulversată. Nu mai avem aceleași activități, aceleași preocupări. Știu, nu ne mai facem aceleași perspective ca în urmă cu un an. Cu toții așteptăm și ne punem întrebarea când se va termina. Câți se vor mai îmbolnăvi? Așa este. Astăzi am avut o discuție cu domnul Bebe Ionică, fostul secretar de stat, directorul de la Gorjanu, care îmi povestea, vorbeam pur și simplu, îmi spunea: băi, Ana, nu mai fi și voi atât de duri și cu cei de la spital și cu... Vorbea omenește. Că am trecut și eu cu familia prin spital și să știi că lucrurile nu sunt chiar așa văzute din interior. Poate că așa este, poate și dânsul are dreptate. Zice: mă, nu cred că știau ăia că sunt eu nu știu cine, dar cum noi s-au purtat ireproșabil, medical vorbind. Sunt convinsă că sunt și alți oameni care gândesc așa, pentru că văd comentariile, sunt păreri pro și contra. Unii ne critică pentru că suntem duri în momentul în care ne legăm de aceste aspecte. Toți suntem supuși criticilor, absolut toți. Niciodată nu o să reușim să aducem mulțumire tuturor și ar fi regretabil dacă nu ne-ar face nimeni o observație că am greșit undeva. Eu, pe de-o parte, dau crezare și celor care lucrează în sistemul sanitar, în special celor care lucrează pe secțiile dedicate pentru tratarea acestui virus. Este o perioadă destul de îndelungată. Acești oameni, sigur, au obosit. Din păcate, personalul medical care desfășoară activitatea în aceste secții este redus. Nu avem de unde aduce așa peste noapte să suplimentăm personalul medical care să își desfășoară activitatea în aceste secții.
dar sigur este de apreciat devotamentul lor, eroismul lor, dar în același timp trebuie să înțeleagă și pe cei bolnavi că nu-și doresc să ajungă acolo. Cu siguranță. Exact ceea ce vă spuneam, avem un telespectator, se intitulează un cetățean responsabil, exact acest lucru ne spune, nu mai generalizați pentru că la spital sunt medici care își fac treaba. Mai sunt și uscături ca peste tot. La Rânca nu poartă nimeni masca, stau jandarmii și nu zic nimic. Nu pot să fiu în totalitate de acord cu domnul. Am fost recent la Rânca, în urmă câteva săptămâni, și am văzut într-adevăr jandarmii care se duceau la persoane și le spuneau să poarte masca. Acum se mai întâmplă, eu spun, nu zic că nu are dreptate, Resursa umană a jandarmeriei și a poliției care s-a deplasat în zonă pentru asigurarea măsurilor de protecție sanitară a fost în fiecare weekend extrem de numeroasă. Le mulțumesc pe această cale pentru implicarea de care au dat dovadă, că și au fost supuși unor riscuri. Dar nu putem avea la fiecare turist, la fiecare cetățean, cât un polițist sau un jandarm. Și oamenii, până la urmă, sunt de înțeles, adică cumva evadează acolo în aer curat. Am întâlnit situații în care s-au făcut observații. În special, cei non-conformiști sunt tinerii. Li s-au făcut observații și au pus masca, când și-au făcut observații, a făcut 5 pași, a lăsat jos. Deci, nu putem avea la fiecare, în primul rând este vorba de solidaritatea noastră, de a înțelege că noi trebuie să ne protejăm și nu să protejăm noi pe jandari sau pe polițiști. Cu siguranță. Și să nu uit, pentru că m-am mintit de polițiști, de jandarmi, pe această cale să transmit polițiștilor la poliției ani, române, da. Să le transmit la mulți ani, pentru că azi e ziua poliției române. Așa este, la mulți ani celor care îmbracă haina albastră. Sunt convinsă că sunt alături de noi, că își fac treaba. Și astăzi m-a oprit un polițist și m-a legitimat pentru că nu m-am comportat așa cum trebuia în trafic, adică vorbeam la telefon. Eu recunosc că facem și noi greșeli, suntem supuși greșelii, dar acești oameni sunt într-adevăr cu ochii pe noi. Sunt colegi de presă care blamează sau reclamă faptul că polițiștii stau la colțul străzii și ni se pare că stau. Cert este că în momentul în care vezi un echipaj de poliție, îți vine să lași mai ușor pedala, te conformezi, schimbi duce atitudinea la volan. Exact. Descurajare, deci și te face să lași și telefonul mobil din mână, tragi și centura, adică eu zic că este bine că avem echipaje de poliție și ar trebui să fie peste tot, în așa fel încât să fim mult mai responsabili la volan și nu numai, să avem un comportament civilizat. Orice împrejurare și oriunde ne-am aflat. Apropo de solidaritate, am văzut tot așa pe pagina de Facebook a domnului prefect faptul că s-a deplasat la Mătăsari, în acea comunitate mică care a mai rămas acolo, un sat a sinistraților. Mi-aduc aminte, n-am mai fost acum recent, a fost cu câțiva ani în urmă și am rămas uimită de felul în care arăta cimitirul atunci încă mai era și o mică bisericuță care era foarte departe de ceea ce mai însemna satul. Am văzut și niște case amărâte, am văzut și o școală. Recunosc că nu am mai fost de ceva vreme, dar imaginile de acolo sunt absolut dezolante. Avem deja câteva fotografii pe ecran. A fost acolo domnul prefect. De ce s-a dus tocmai acolo? Deci în zona Mătăsar, Runcurel, din 2016, cred, sper să nu greșesc, există o hotărâre de guvern privind exproprierea unor suprafețe de teren pentru cauze de utilitate publică, pentru complexul energetic Oltenia, cariera Gilles Nord. Din păcate, nici până în prezent nu au fost identificate soluții de eliberare a titlurilor pentru cei care au deținut sau au fost proprietari unui suprafețelor de teren în zona respectivă, astfel încât aceștia să intre în posesia despăgubirilor legale date de lege în baza legii 215 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică. Dacă vreți, situație similară cu centura Târgu Jiului, cu culoarul de expropiere pentru Brua? Conducta de apă, nu, brua asta a fost rezolvată pentru conducta de care alimentează cu apă, sau firul 2 de alimentare cu apă pentru Izvarna Craiova. Deci sunt anumite situații de acest gen, mai avem și în zona Fărcășești. Mai avem, ne spun colegii. Și încercăm să găsim, să identificăm soluții legale astfel încât acei oameni să intre în posesia despăgubirilor cuvenite pentru suprafețe de teren pe care au fost sau sunt proprietari. Acești oameni au venit și au sesizat la instituția prefectului, știind că s-a schimbat echipa și... Situația se cunoaște de mai mult timp, sau se cunoaște încă din momentul emiterii hotărârii de guvern.
nu mi-amintesc cu exactitate dacă a fost emisă în 2017 sau 2016, știu că cea de la Fărcășești este din 2018. Nu au fost găsite soluții legale până în momentul de față pentru acordarea despăgubirilor. Prefectul județului Gorj, domnul Corneliu Răducan Morega, s-a deplasat acolo pentru că cetățenii s-au plâns de faptul că expropiatorul afectează drumul care duce spre acel cimitir și ei nu mai pot ajunge la acel cimitir. Trebuie găsite soluții și pentru vatra acelui cimitir și pentru acea biserică care am înțeles că face parte și din patrimoniul cultural și vor trebui strămutate în alte locații, sigur cu măsurile de rigoare și sigur pas cu pas încercăm să identificăm soluții astfel încât pe de o parte și expropriatorul să-și poată desfășura activitatea economică pentru care s-a făcut acea expropiere, dar și cei îndreptățiți și poată primi sumele de bani cuvenite ca despăgubire. Pentru că problema este în felul următor. Din momentul în care s-a dat hotărârea de guvern privind expropierarea pentru cauză de utilitate publică, banii sunt consemnați de către Ministerul Economiei, au fost consemnați în contul expropriatorului al Complexului Energetic Oltenia. Însă, fiecare dintre proprietarii de teren pe acel cular de expropiere vor trebui să dovedească cu un titlu de proprietate Și oamenii nu au acest titlu de proprietate. Ce face? Ei depinde primăria Mătăsari. Ce se întâmplă acolo? E un primar cu ștate vechi, totuși. Depinde foarte multe lucruri. În primul rând, înainte de a se face expropierea, știindu-se că se face expropierea pe acel culoar, cred că trebuiau identificați și întocmită documentația dinainte de a se da expropierea, astfel încât oamenii în momentul expropierii... Deci a fost o greșeală a autorității de atunci, câțiva ani? Da, cred că nu s-ar vrea, n-aș vrea să mă duc în istorie. Rolul nostru este să găsim soluții pentru viitor. Acum, în prezent. Să găsim soluții în acest moment. Ce putem face pentru acei oameni, ce putem face pentru activitatea economică, ambele sunt importante. Aceste lucruri ne preocupă în prezent. Ce s-a întâmplat atunci, sigur, cineva va răspunde la un moment dat. Mai puțin mă preocupă acest lucru. Pentru fiecare dintre aceste situații particulare va trebui să găsim soluții. Sigur, pe de altă parte, te poți gândi, domnule, în culoarea respectivă de expropiere au trecut 26 de ani din... Așa este, situația de când s-a dat problemele sunt vechi. În 26-27 de ani nu ai reușit să identifici proprietarii. Dintr-o dată ne spui că acolo ar fi proprietari X, Y, Z. Avem siguranța că este cu adevărat acel proprietar? Pentru că putem avea și asemenea situații. Și atunci, sigur, să nu uităm că avem strămutații de lux și atunci normal că trebuie să ne gândim. Va trebui să luăm toate măsurile astfel încât să știm că cel care primește despăgubirea este chiar cu adevărat persoana îndreptățită. Și asta va mai dura, domnule subprefect? Pentru că e situația de foarte mult timp. N-aș putea să dau un termen, să spun mâine, peste o lună, pentru că situația este extrem de complexă. Și să mai punem în balanță și situația de la Complexul Energetic Oltenia, care caută bani pentru certificatele de carbon și nu care are... Care, de altă parte, are și el problemele lui de... funcționare și de menținere pe piață. Sigur. Sunt situații care trebuie gestionate cu raționament, astfel încât să nu afectăm niciunul dintre actorii implicați în aceste... Este important că domnul prefect s-a dus acolo, cred că este primul, nu știu dacă au mai fost și alții, poate am uitat eu, dar în ultimii ani cred că este singurul care a fost acolo. Contează foarte mult prezența prefectului. Cele 3 săptămâni și-a făcut simțită prezența în diverse locuri, acolo unde problemele sunt stringente. Groapa de gunoi, Băleștiu, Mătăsari și multe alte locuri. Deci da, și chiar ia poziție și contează. Știți cum, în astfel de momente din astea de restriște, cu COVID, cu fel de crize, evident, echipa, oamenii simt nevoia să vadă că autoritățile sunt alături. Deci autoritățile, asta le este rolul, să fie alături de oameni, să dea dovadă de empatie, să vină în sprijinul oamenilor. Vreau să spun, am întâlnit situații de cetățeni care au venit în audiență, chiar și atunci când nu aveau dreptate și le-am explicat elementele care stau la baza faptului că nu pot obține ceea ce revendicau. Oamenii pleacă, înțeleg lucrul ăsta. Important ca să comunici cu acel om, să-i spui exact ceea ce trebuie să facă sau ceea ce nu trebuie să facă. E foarte important modul în care interacționezi cu cetățeanul.
Cu siguranță. Domnule suprefect, mai avem, cred că, un minut din această emisiune. Vreau totuși să vă duc și spre știrea zilei, dacă pot spune așa, cea legată de câștigarea în instanță a clubului Pandurii, a acelor bani pe care acționarii nu i-au mai dat. Clubul a intrat în insolvență, apoi s-a îndreptat spre faliment. Asta surpriză, în alta curte dă o sentință favorabilă clubului Pandurii, într-un moment în care cei de acolo cred că și-au pierdut speranța, sunt cu un picior în groapă, nu se mai gândea nimeni că se mai redresează. Pune în dificultate acționarii, se discută în piață despre niște sume enorme de bani și nu numai că se discută, sunt sumele stabilite de instanță. Sigur, este vorba de o sumă totală undeva la 3 milioane, peste 3 milioane de euro. Sigur, privind din perspectiva sportului, aș spune un ochi râde. Privind din perspectiva acționarilor, și aici mă refer la Consiliul Județean, Consiliul Local Târgu Jiu, Artego, care este un angajator puternic CEO în județul Gorj, Complexul Energetic Oltenia, este partea cealaltă, un ochi plânge, pentru că, în mod evident, disponibilizarea acestor sume de bani, care va fi obligatorie prin dispoziția instanței, va duce la un regres al activității acestor entități, fie entități publice, fie economice. Își revine sportul sau își revine clubul, dar ar fi bine, sunt probleme pentru celelalte entități. Să își revină sportul, dar fără să afecteze dezvoltarea economică a județului, pentru că o activitate sportivă performantă este sau își desfășoară într-un județ în care și economia este puternică. Dacă economia nu este puternică, activitatea sportivă nu poate fi lasă de dorit, pentru că nu poate fi susținută. În mod evident, nu poate fi susținută. Vă mulțumesc, domnule suprefect, pentru prezența în emisiune, pentru felul în care a spus adevărul aici la Ora Adevărului. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că instituția prefectului este transparentă, că încearcă să comunice, să aibă o legătură extraordinar de strânsă cu cetățenii. Este adevărat că s-a întâmplat acest lucru și sub ceilalți suprefecți, dar fiecare vine cu o notă, cu o tușă personală, să zicem, în maniera de a conduce. Domnul Răducan Morega are stilul său și eu zic că, făcând parte din această echipă, este bine. Este un arhitect, probabil. Da, are și vede, da, are o altfel, altfel în de timp viziune și spațiu mult mai puternică. Știu că dânsul nu a vrut așa funcția de la început, nu este avid după astfel de funcții, avea o afacere care îl încânta și îi dădea satisfacție, dar eu zic că îl prinde și această parte de administrație publică locală, iar faptul că este acolo între oameni arată așa o doză de umanitate care noi avem nevoie și acum. Și dă mai multă încredere oamenilor. Mai multă încredere și siguranță. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de TV Sud. Ne vedem mâine seară la aceeași oră. La revedere!